invitații mei de la această oră să-i prezint, să le mulțumesc pentru prezență. Mihai Stoica, bună seara. Bună seara. Viorel Moldovan, bună seara. Câteva impresii după acest meci și dacă ți se pare echitabil rezultatul, Vio? Nu, un rezultat injust din punctul meu de vedere pentru Chindia. Chindia chiar a făcut o primă repriză excelentă, asta și datorită Argeșului, care a facilitat acel pressing foarte ofensiv făcut de Chindia, încercând tot timpul să iasă cu minge joasă de acolo, să construiască de la nivelul portarului, dar neavând practic soluții. Cei de la FC Argeș nu au făcut decât să îi aducă pe Chindia cât mai aproape de poarta lor. Până la urmă, Chindia și-a creat foarte multe situații de a marca datorită acestor recuperări avansate, fiind foarte aproape de poartă. Au avut și multe situații de a marca, nu au reușit, dar într-un final, în minutul 42, Daniel Popa recuperează o minge, îl pune în avantaj pe Neguț, care înscrie cu un șut la colțul lung, deschide scorul real vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în teren. Hai să a doua repriză a fost... Scuză-mă o secundă, că vreau să-l ascultăm pe Straton câteva declarații și ne întoarcem. Care mie mi-este drag, domnul Anton Petra, l-am lucrat pe la Steaua, un antrenor care a știut să așeze echipa celor de la Târgoviște, ne-au pus probleme, au fost foarte agresivi, dar cred că lumea trebuie să vadă că la FC Argeș se schimbă sistemul tactic, să spun așa, nu este ușor. Este bine că nu am pierdut, am luat un punct și sper din suflet să legăm acest punct cu încă 6 care urmează meciul cu Botoșan și la Sibiu. Spune de sistem. Ai fost așa elegant, de la voi se schimbă liniile. Nu, cum e pentru echipa? Ai atâta experiență, ai jucat în, de atâția ani la nivel. Cum e pentru echipa să se schimbe așa? Ați avut 20 de zile de antrenament cu 8 jucători noi, practic. Dacă ești, poți să realizezi? Dacă ești un fotbalist bun și te pregătești, nu-ți trebuie foarte mult timp pentru adaptare, pentru că este același teren și în România, și în Spania, și în Italia. Acesta este punctul meu de vedere. Doar că ceea ce vrea să jucă Marius este mult mai frumos, mai plăcut, dar în același timp riscant. Asta dacă lucrurile ți ies... Cu minge din spate de la tine ați riscat. Nu pot să intru în detalii. Îmi place ceea ce jucăm, te bucur de fotbal. Sper din suflet să facem puncte cu acest joc și vedem. Deocamdată mă gândesc la următorul meci. Și 24 de puncte, cam departe de play-off la ora actuală. Mă gândesc că obiectivul anunțat de club, mai ales după ce s-a întâmplat și anul trecut, deci nu puteți să priviți decât în sus și la ce investiții sunt acolo. Da, dacă nu mă înșel, după primele 7-8 etape eram undeva pe locul 3-4. Nu se gândea nimeni că o să o luăm în jos. Așa gândesc și acum. Acum suntem aici mai jos acum, sunt sigur că muncind și obținând victorie după victorie sau punct cu punct, ne putem redresa. Vorbești de 6 puncte în următoarele 2 etape, Botoșan și Hermannstadt, dar după aia urmează Constanța, Faru, CFR, FCSB, Craiova. Cred că acolo se dă maturitatea adevărată a bătăliei. Abia aștept meciurile acelea, cred că și colegii mei așteaptă aceste meciuri. Sunt meciuri în care sunt sigur că publicul piteștean va veni să ne susțină și nu vor avea o viață ușoară la Pitești. Ok, mulțumesc. Sănătate. Da, l-am ascultat pe Straton. La fel, mi se pare echitabil, nu? Iar gafa se înscrie în cele mai mari gafe ale sezonului, dacă nu cea mai mare. Adică... Nu are să caute acolo, Căbus. Era un luptă jucătorii pentru anul. Sau dacă tot ajunge acolo, tot îmi trimite mingea în aut. Fă ceva, nu... Este asta prea mare gaf. Dar n-avea ce să caute acolo, chiar nu avea ce să caute. Dar chiar și dacă... Adică, cred că e cel mai simplu gol marcat de Galita din carieră. Chiar și dacă ai ieșit, ok, ai ieșit, ai greșit, minutul 55, minutul 65, nu ești în stare să degajezi mingea aia exact... Au avut o ocazie să facă 2-1. Zebic după un corner. Au avut o ocazie mare să facă 2-1. Deci asta câteodată fotbalul... Nu e corect. Nu e deloc. E injust, într-adevăr. Dar pe mine ce mă frapează? Mă frapează la FC Argeș insistența asta de a încerca să construiești tot timpul de la nivelul portarului, prin cei doi fundași centrali. No. Ok, să joci de o asemenea manieră când
vezi că nu ai soluții, când vezi că adversarul te încurcă, îți face acest pressing ofensiv, nu poți să ieși din pressingul adversarului, trebuie să ai un plan B, trebuie să ai un plan C. Și nici terenul nu te ajută acolo. Exact. Deci, practic, au facilitat, cel puțin în prima repriză, n-am crezut că nu vor înscrie încă două goluri așa, Târgoviște. Și Botoșaniu, când era croitorul acolo, încă s-a niște goluri tot pentru că încerca când cobora să Rodriguez, iasă... Când cobora Rodriguez la 6 metri exact. Și primea cu construcția de acolo. Dar asta trebuie să te adaptezi. Nu se abate de la filozofia asta. Nu te abați, dar uite că dacă prinzi o altă echipă un pic mai valoroasă decât Chindia, te curentează. Până la pauză ai cel puțin 2-3-0. Noi nu o să putem vorbi de FC Argeș cu Croitorul prea mult, pentru că în tur a fost o altă echipă. Au fost 5 jucători noi în primii 11 acum. Foarte puține echipe schimbă atât de mult în pauza de iarnă. În tur, cât a fost când jucau ceilalți, echipa a avut, a avut și evoluții foarte bune. Țin minte, spre exemplu, meciul cu Rapid, în care au jucat excepțional. S-a terminat 1-1, a fost chiar mincinos rezultatul, a avut ocazie, dacă țin minte, imensă în ultima fază a meciului. Da. Au jucat foarte bine, dar au fost și partide în care nu s-au descurcat. Adică, în momentul în care, sunt de acord cu ce spune Viorel, adică trebuie totuși să ții cont de împrejurări și să schimbi și registrul tactic. Nu trebuie neapărat să încerci să joci ce ai tu în cap, decât când ești sigur că jucătorii înțeleg ceea ce cer, ai teren care îți dă posibilitatea să inițiezi de la portar. Există anumite automatisme, omogenitate, într-adevăr, au schimbat foarte mult. Riscant. Spune bine, Barcelona și Guardiola au norocit pe mulți. Că de acolo a plecat chestia asta să ieși. Acest joc tot vor să-i copieze, dar stai puțin, trebuie să vezi și ce material ai. Ai nevoie și de timp. Nu e ușor. Sunt antrenori care schimbă. Uite, Tencat a încercat cu Manchester United ceva, nu i-a ieșit și a schimbat. Și a schimbat și uite că e cam ok. Nu scoatem din discuție meciul de aseară că au pierdut, deși au jucat. Meciul cu City din turul campionatului, 3-6 ăla cu 0-4 la un moment dat și 1-6 la alt moment dat și ia meciul câștigat, întors rezultatul de United cu City acum în retur. Adică întotdeauna un antrenor trebuie să fie capabil să schimbe. Dar eu cred că Marius Croitoru poate. E suficient de... O să ne întoarcem la Ploiești atunci când va vorbi Toni Petrea. Până atunci vreau să trecem cu discuția pe FCSB și ce s-a întâmplat în primul rând aseară la Sibiu. Vreo 30 de minute n-am văzut mare lucru. N-am văzut din cauza ceții, pentru că a fost chiar o ceață la televizor și se vede și mai rău cea. Adică... Știu că am văzut și eu. Eram la meci, dar mă uitam și la... Pe stadion se vede mai bine. Se vede mai bine, în tribune. Care ar fi așa impresiile pe care ar vrea să le spuneți după ce s-a întâmplat aseară? Ce ați scoate în evidență? Ce ați puncta? Știam că va fi dificil, nu neapărat pentru că ei câștigaseră 4-0 cu Giga Hagi și bătuseră la Cluj, ci pentru că veneam după cele două săptămâni de cantonament. Ne asumasem asta pentru că nu aveam altă soluție. Noi n-am vrut să plecăm imediat după revelion, am zis că totuși jucătorii trebuie să aibă un confort psihic. Ce e pozitiv e că n-am renunțat, n-am avut ocazie, este adevărat. Am avut o ocazie mare în prima repriză, când David Miculescu pas pe și pentru companiu, care putea să marcheze cu călcâiul și n-a făcut-o. Iar apoi, într-adevăr, n-am avut ocazie. De ce n-am avut ocazie? Pentru că am întâlnit o echipă care stă foarte bine în teren. Și căruia, mai ales la Sibiu, puține echipe îi vor marca. Așa cred eu, dacă rămân, mă rog, dacă n-au probleme de altă natură. Da. Însă, eu, unul fiind acolo, aveam speranțe că vom înscrie pentru că ne apropiam din ce în ce mai mult cu centrul de greutate al echipei de poarta adversă. Ei renunțaseră la absolut orice intenție ofensivă. A fost șutul ăla fenomenal, care putea să schimbe soarta partidei. Al lui Petrișor Petrescu cu piciorul stâng. Nimeni nu putea să fie vinovat de la noi dacă marca, pentru că se întâmplă un șut fenomenal. Dar ce avem? Pozitiv. Avem 10-3 raportul șuturilor la poartă, echipa aflată în deplasare. Pentru noi, 3-2 pe spațiu porții. Știi, bara nu se pune acolo, da. Așa. Avem peste 550 de pase realizate, pase bune, împotriva 300 și un pic. Deci 61-39 posesie.
n-a fost foarte rău din punctul ăsta de vedere. Că n-am avut ocazii, da. N-am avut ocazii pentru că atacanții laterali n-au fost în, nu și-au asumat rezolvarea jocului 1-1. Singurul Coman care a intrat foarte bine în poziția de atacant lateral, iar Octavian în momentul în care a trecut Inter, atunci de acolo a ieșit golul. A fost o idee excepțională a lui Omrani să aștepte, să nu se grăbească, să aștepte ca noi să avem jucători în preajma careului de 16 metri, chiar în careu, cu o lucrare perfectă cu Coman și cu, cu Octavian și cu Coman, și ați mai văzut faza asta la noi. Faza deosebită. Da, faza, dar faza asta ați mai văzut-o. Pentru că și-a mai fost înainte, Octavian a încercat tot așa să-i paseze o scăriță pentru Coman, ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Botoșaniu când s-a marcat. Asta înseamnă să ai bancă și asta înseamnă să ai jucători care au inventivitate în aproape de poartă. Cred că banca... Da, banca, da. Schimbările au fost bune și... Coman a intrat bine, Omrani, da. Nu mai spun. Da. Omrani a fixat foarte bine acolo apărarea Hermann Stadului la acel gol. A ținut de minge, a dus-o undeva într-o zonă laterală, l-a aspirat din axul central defensiv pe fundașul central al Hermann Stadului Ene, care a ieșit practic în zona mediană, în zona mijlocașilor centrali, lăsând acea breșă acolo între el și Bejan. Automat după aceea Omrani a decalat în lateral pentru Octavian Popescu, care găsește bine în interior pe Coman, iar acesta cu o pasă filtrantă excelentă. Acela e foarte, foarte bună, găsește cu noi ziceam respectiv. Un 2 pentru al treilea pe la junior. Da. Așa încerc să explice și pe la Flash. Așa, vis-a-vis de joc... El are niște... Da, te rog. Sunt circumstanțe, cum am spus-o și ieri, pentru FCSB, care într-adevăr se întoarce după 2 săptămâni de cantonament din Antalya, direct la Sibiu pentru acest joc. Altă temperatură, altă stare de spirit, altceva, un joc oficial. Am constatat un pic o lipsă de agresivitate, o lipsă de tonus, dar așa a controlat meciul. Da, putem spune că vince, ma non convince, cum spun italienii FCSB-ul, dar oricum, sunt 3 puncte importante pentru ei, pe un teren dificil, să nu uităm că Sibiu, Hermannstadul, a bătut CFR-ul, a bătut pe Farul 4-0 acasă, veneau după 2 rezultate pozitive, au terminat anul 2022 excelent, aveau toate aturile să abordeze jocul împotriva FCSB-ului cu încredere. Ceea ce au și făcut, e o echipă greu de manevrat pe teren propriu, o echipă care pe tranziția pozitivă imediat ajunge la poartă, dacă îi oferi această și posibilitate. Care că dacă îi adaug și cele 9 puncte, ce este adevărat este că am profitat și de faptul că a lipsit Stoica, un jucător care a jucat mereu, era capitanul de echipă, practic, după Petrescu. A lipsit Al-Hassan, care era al doilea golgheter al echipei. Toți jucători care au contat în economia, absențe care au contat pentru ei în economia partidei. Plus că, și asta este foarte adevărat, cele 9 puncte pe care le-au pierdut la comisii, este imposibil să nu se repercuteze o asemenea... E o frustrare, este frustrare. Că eu le-am câștigat pe teren și din motive care nu țin de noi, te afectează, le-am pierdut. Da, așa. Iar de ce spun că e foarte greu acolo? Pentru că e un stadion superb, dar superb. Este excepțional stadionul, iar publicul este extrem de aproape de echipă. Doar că noi am avut șansa de a fi însoțiți de un număr record de suporteri în deplasare și suporteri profesioniști. Că una e, știi, când tot stadionul încurajează când și când echipa gazdă. Dar erau foarte mulți steliști și infiltrați în rândul spectatorilor sibieni, pentru că Sibiu e recunoscut ca un oraș stelist. Dar băieții noștri, Peruza Nord a fost senzațional. Dom'le, au venit suporteri din diaspora la meciul ăsta. Adică nici nu vreau să mă gândesc când vom juca prima dată în Ghencea ce va fi. Pe veți juca? Da. Acum ce o să fac? O să-mi calce legea? Eu întreb. Cineva, dacă vrea să-mi calce legea, trebuie să-și asume niște riscuri. Eu mi-aș dori, acolo de elocul vostru. Acolo vreau să văd FCSB-ul. Nu, așa mi se pare normal până la urmă. Stă stadionul ăla, bun, există o echipă în Liga a doua. Nu știu, nu vreau să discut despre alte aspecte. Vio, dar... când s-a inaugurat Ghencea?
Acum mai bine de un an și jumătate. A intrat în perioada asta, un an și jumătate. Nu avem a fost cadrul legal. Nu, dar există premisa, nu știu, mai mai... Ok, n-a fost cadrul legal. Deci a fost normal să nu fie cadrul legal? Poftim? A fost normal să nu fie cadrul legal? Păi, despre asta vorbim. N-a fost normal. Să vedem. Prima declarație a unui om politic care a spus ceva... care noi n-am, pentru că noi suntem și noi subiectivi și nu vrem să discutăm că există o echipă care s-a înființat 2017 și chestii de genul ăsta. Dar a spus o vorbă mare, Marcel Ciolacu. Păi la Milano e o rivalitate de nedescris și ambele echipe joacă pe San Siro, Giuseppe Meazza, mă rog. Deci și Inter Milan. Corect, nu avem ce discuta. Da. Adică chiar... Da. Cum vi s-a părut Sorescu? Bine, bine. Bine, ok, cifrele pe Instat n-arată extraordinar, dar Sorescu, în primul rând, a avut, pentru prima dată a făcut cuplu în banda dreaptă cu David Niculescu. David poate n-a avut o evoluție foarte bună. Bine, nici Cordea n-a jucat din prima pentru că are niște probleme medicale, are o pubalgie care îl necăjește. Viorel știe de care-i treaba cu pubalgia asta. Asta e ce spuneam, bă, te lasă deodată, nici nu știi cum, el face prevenție mereu, vine după antrenament, face în continuu, lucrează. E groaznică, pentru că nu poți să, în momentul în care sprintezi, simți ceva te ține, știi? Dacă încep de la început, undeva, dacă ajungi în minutul 60, încep să te stingi, nu mai ai... Te deranjează foarte tare. Mai ales când e vorba de un jucător dezechilibrant. E complicat. Un jucător care a cărui principală armă o reprezintă dribblingul. Duelul 1 la 1, dai seama că când simți o jenă, că nu ești bine. Bun, da. Spune Sorescu bine. De ce a fost schimbat atunci, dacă bine? Pentru că el nu putea să ducă un meci întreg. Era clar că nu putea să ducă un meci întreg și asta o știam de la început. Adică are deficit de pregătire, da, nu? Da. Okay. Nici l-a jucat des în ultima vreme, dar este un jucător pe care ne bazăm și care ne va ajuta cu certitudine. Și Crețu a intrat foarte bine. Nu că lumea s-a întrebat totuși, Sorescu i-a schimbat după primele lui 45 de minute. Spuneți că nu era pregătit și că era stabil înainte, atunci lucrurile. Companiul schimba și el nu i s-a întâmplat prea des să fie schimbat la pauză. S-a întâmplat, dacă nu mă înșel, la Ploiești. Când a intrat Omrani atunci, de-a direct ataca, nu mai știu cum a fost atunci, dacă exact așa, acum a intrat Niculescu la Ploiești, dar parcă cu, nu mai rețin exact ce ideea e că nu îi se întâmplă prea des să fie schimbat la pauză, asta e ideea. Da, jucătorii de profilul lui, de aproape 2 metri, au nevoie, ca să-și recapete ritmul de joc, de o perioadă mai lungă. Așa cred. Pentru că s-a văzut clar că nu are ritm. Și nu uita faptul că el nu joacă din minutul 2 al meciului cu Chindia. Da. Adică de peste o lună și jumătate aproape. Și nici nu s-a antrenat în prima perioadă pentru că chiar a acuzat amețele. Aia a fost o accidentare groaznică. Și a pus amprenta și asupra evoluției lui și asupra evoluției lui Darius Olar. Apropo de Sorescu, că vreau să dăm niște imagini, la finalul meciului era oferit declarații la zona mixtă și a apărut cu o geantă pe care a pus în mod evident intenționat o eșarfă anti-Dinam, și cum gestul, mă rog, acolo... Nu a pus-o el, i-a pus-o un suporter. Aseară? Da. Nici n-a știut cu oare. N-a știut cu oare. I-a pus-o un suporter. Astea sunt eșarfele ultrașilor noștri. Că asta voiam să vă întreb dacă vi se pare în regulă gestului, că eu am crezut că el și-a pus... Nu. I-a pus-o un suport. Nu cred că știa că o are la momentul ăla eșarfă. Ok. Da. Bun, am rămâne. Ați văzut că noi de când Dinamo a început să alunece, niciodată n-am... Asta am vrut să rămâneți, că mi s-a părut totuși... Puteam să înțeleg la el că el totul s-a despărțit în... Cu tricou și povestea aia, dar nu s-a pus problema. Ok. Spuneți-mi despre... Pentru că perioada de transferuri e deschisă încă. Da. La noi chiar mult. Da. Până pe la jumătatea lui februarie. În Europa până pe 31 ianuarie, la noi până pe 17 februarie. Exact, până la jumătatea lui februarie. Da. Mai sunt șanse să vină jucători? Nu. Nu. Bauza? Există interes pentru el? Nu, au fost discuții. A spus Gigi. Nu există niciun interes. Nu se pune problemă. Mititelu spune, am o ofertă de la FCSB mai mare decât pentru companiu. Adică mai mare de 1,5 milioane. Așa
traducem. Gigi a spus că ar oferi 6-700.000. Am citit și eu în presă. Nu știu discuțiile pe care le-au avut ei, dacă au avut vreo discuție legată de Bauza. Cu mine n-a discutat nimeni de Bauza, că dacă ne-ar interesa sau nu. Credeți că ar avea loc acum la FCSB? Nu vreau să vorbesc de Bauza, că e jucătorul lui Adrian Mititelu. Chiar să-mi pierdem cu Adrian Mititelu. Noi nu avem nevoie la momentul ăsta de jucători ofensivi. Dacă să presupunem că ar veni Bauza și s-ar plăti o sumă mare pe Bauza, iau situație ipotetică, și ar juca titular. Dar noi și așa avem o problemă. Ieri au stat pe bancă Coman. Florinel Coman, Omrani și Cordea. Ar trebui să mai stea încă unul. Cine ar trebui să mai stea? Octavian Popescu sau Olaru? Să fii serioși. Sau Malcolm? Nu. Nu. Nu cred că se pune problema. Plus că Bauza este un jucător, nu este un jucător oarecare. Este un jucător pe care dacă îl iei, trebuie să schimbi sistemul. Nu-l văd în 4-3-3. Nu-l văd nici atacant lateral în 4-3-3. Nu-l văd nici Inter în 4-3-3. Pentru mine Interi trebuie să fie Interul ideal. La fotbal românesc, raportându-le, este Olar. Okay. Deja noi pe Malcolm i-am dat altă poziție lui Malcolm, pentru că e un jucător în care avem încredere. El vine din închizător. Ok, închizător e, dar nu e. Că e un închizător foarte ofensiv. În 4-3-3 n-ai nevoie de un închizător foarte ofensiv. Ai nevoie de un jucător care stă acolo. Și asta mă duce la ultima observație pe care o voiam să o fac. Un mare câștig. Adrian Șut a alergat conform sistemului nostru de monitorizare catapult, care este, are o acuratețe impecabilă, că e GPS-ul nostru, nu se ia după televizor, după cine știu eu ce soft, a alergat aseară 13.197 okay. de metri. Aici facem următoarea discuție. Deci da. 13,2, da? 13,2, okay. Exact. Da. Jucând toate minutele, da? Da, da. Bun. Da. Aseară am văzut Barcelona, nici mai știu cu cine a jucat. Cu Getafe 1-0. Cu Getafe. 1-0 cu Getafe, da. Pedri, declarat omul meciului, a alergat 13 km. Cine? Pedri. Da. Jucând și el tot da. Ritmul de acolo, modul în care sunt meciurile alea, că au intensitate mai mare, e logic ca un jucător care acolo, teoretic, când te uiți, îți dă impresia că aleargă mult mai mult, să alerge de fapt mai puțin decât un jucător din România, unde minutele efective sunt mai puține, întreruperile și așa mai departe. Mai contează și ritmul. Cum? Mai contează dacă alergi în 1 pe 4. Aici e vorba de distanță parcursă. Distanța parcursă este mers, alergare ușoară, alergare 3 pe 4, să spunem. Dar din start, dacă alergare acolo în minutele efective sunt mult mai multe, doar aici jucătorii nu alergă în timp ce meciul e întrerupt, teoretic. Logic, logic. De asta de multe ori vezi în România și vezi jucători și în alte meciuri, că alergă în 12, 13 și te uiți afară, chiar și în Anglia, și vezi jucători 11, 11,5, eu fac comparație la același minute. Și nu înțelegi totuși că... Oricum, 13 sunt foarte mulți. Enorm, pe asta spun. Enorm de mult. Astea statisticile, dacă... Da. Conform... Ok, nu da. Ce, e un pic un semn de întrebare, că totuși... Anul de catapult, anul de catapult. În statul am văzut că te dea 12-200, dar eu spun catapultul 100% este... 12-200 e deja... Da, nu, dar are 13-200. E pentru mijlocaș, central, nu. Șut a crescut foarte mult, enorm de mult, are o marjă de progres extraordinară. Chiar, știu, de la Liga 2, de la Clinceni, foarte mult și... Și ca altă poziție acolo. Și ca personalitate în joc... S-a impus ușor, ușor la FCSB, acolo în zona mediană, ca și măturător, să zic așa, în fața apărării, în sistemul ăsta 4-3-3, deci un jucător esențial pentru FCSB în momentul de față. Bun. Nu degeaba a avut oferte și a fost curtat, s-a vorbit despre un eventual transfer al lui. Da, cu Trabzon sau cu cine, mă rog, în fine, ce s-a discutat. Ajungem și la discuția despre Pintili. Spuneți-mi dacă îl simțiți afectat într-un fel de... Pe Pinti? Da. Niciodată. Nu. Deci nu i-a păsat. Absolut deloc. Absolut. Nici că va trebui să meargă la comisie. Absolut. Nici că e posibil să va fie să meargă la întreb. Comisie. Stai să vedem ce... Păi a fost... nu știți un caz. Nu știm ce se întâmplă, ce vrea comisia. De la ce vrea Burchel. Avem avocat care se ocupă de asta. Deci nu i-a păsat. Nu i-a afectat, nu i-a păsat. Nu e. Nu. Pentru că aseară l-am văzut. Era nervos. Da. A fost copleșit. Copleșit era nervos pentru că era meciul. Și veneam după perioada asta. Nu e ușor, după două săptămâni de pregătire, eu spun ce presiune am avut eu. Eu numai la asta m-am gândit, dacă nu iese bine, și era, a fost aproape să nu iasă bine. Așa,
cam toate erau cam în capul meu. Cam gândit așa, că de ce emisiunile bubuiau, îți dai seama. Că normal că Steaua e singura echipă care a venit direct, că nu știu ce, că e temperatura. Păi, bă, oameni buni, erau 16 grade la Belec și 21 de grade în București. Atâta era. În zilele în care la Belec au fost cele mai mari temperaturi, 16 grade maxima, aici au fost 21 de grade. Ce, care era problema? Dacă, asta e situația, se întâmplă să joci și cu 15 grade mai puțin decât te-ai antrenat cu 2-3 zile înainte. Noi ne-am dus de vineri acolo, ne-am antrenat și vineri și ne-am antrenat și sâmbătă. V-a mirat reacția dură pe care Pintilie a avut-o la adresa lui Bulcă? Să era nervos, da, m-a mirat. Păi, normal că era nervos. M-a mirat pentru că el e foarte calm și nu-l, nu mă așteptam, m-a distrat. A avut un dezechilibru emoțional. Dar bine că ne-a explicat după aia Burkel. Păi da, cum poate să vorbească Burkel de antrenorat când el n-a antrenat pe nimeni? El n-a antrenat în viața lui seniori. Cum știe el și dă el lecții? Cum dă Rotaru lecții antrenorilor? Burkel nu dă lecții. Dar ce face? Păi vorbea de pedagogie Burkel. Păi vorbește Burkel de pedagogie? Păi de unde știe el care e pedagogia la o echipă de seniori? De unde știe Burkel care e pedagogia? Nu că eu înțeleg, dar un director de spital poate să vorbească despre un manager. Un manager, da. Păi poate să spună că halatul pe care l-a achiziționat ar trebui să-l poarte, nu halatul pe care și-l-a achiziționat din bani proprii și care nu are aceleași proprietăți și nu se poate izola în... Documentelor unui chirurg poate să vorbească. Burkel nu are voie să vorbească de pedagogie și de antrenorat, că nu știe, habar n-are, n-a antrenat pe nimeni. Nimic. Nu știe. Putea să vorbească Mircea Rădulescu când era director școlii de antrenori. Putea să vorbească Dana Polzan, care a trăit lângă Lucești, dar nu să vorbească Burkel. Habar n-avem cine-i Burkel noi. Nu știm cine-i Burkel. Eu dacă merg pe stradă, trec pe lângă el, habar n-am. Și eu salut pe toată lumea. Nu-l cunosc. Vrea să se facă în ultima vreme cunoscut. Îi place să vorbească cu absolut toată lumea. Oricine îl sună, și de la Riș Pogoniș, dacă îl sună, dă interviuri. Și vorbește de... El e solicitat? E solicitat. Răspunde. Aici da, mi se pare că vrea să facă, nu caută el să sune. Ca și cum ar suna acum. Vreau să spun eu ceva ca să fiu vedetă. Ce să spună? Că acum trebuie să ne dea de explicații. De ce n-a suspendat selecționerul că n-avea carnet? Asta trebuie să ne dea. Astea sunt întrebări, într-adevăr. Și au fost tot timpul astea, că au fost cazuri. Om cu o doză de decență în locul lui Burkel ar trebui să-și prezinte demisia în momentul ăsta. Vă e teamă că Pintilie va fi suspendat? Ca ce? Ca delegat? Să nu mai stai pe bancă. Dacă ești suspendat, nu mai stai pe bancă. Eu știu asta, dar în ce calitate să fie suspendat? Pentru că a dat... Că n-a făcut schimbarea cum trebuie? A pus în loc de patul numărul 5? În dar ce? Plângerea făcută de Burkel la Comisia de Disciplină se spune că e invocat articolul în care se specifică exact calitatea personală care trebuie să dea indicație. Vom demonta tot ce a spus Burkel, pentru că toate sunt niște neadevăruri. Pintilie a dat indicații numai când a avut dispensă de la UEFA și a fost înțelegerea pe care a făcut-o Valeriu Argăseală cu Mihai Stoichiță ca 30 de zile noi să putem să funcționăm fără antrenor cu licență pro. În momentul în care s-au împlinit cele 30 de zile, l-ați avut pe Leonard Mario Strizu care a participat, în cele 30 a reprezentat de zile, clubul. Da. Poate să antreneze echipa orice persoană? UEFA așa spune. Nu, fără și licență, eu. Fără carnet, fără nimic. Fără licență, fără carnet. Ok. Deci, practic, ai, ca sesizarea lui Burkel să stea în picioare, trebuie să se refere să fi făcut ceva în afara regulamentului Pintilie, în afara celor 30 de zile. Exact. Okay. Adică să fi dat indicații, să fi venit la o conferință de presă înainte sau după. Bineînțeles. Și spuneți că nu s-a întâmplat. Nu. El a fost la flash interview, pentru că a fost solicitat de deținătorul de drepturi și îl citez aici pe Rareș Pop. Știi cine este Rareș Pop? Așa. Care a spus așa. Dacă deținătorul de drepturi cere la flash să vină magazinerul, va veni magazinerul. Da, și se pare foarte în regulă. Și bineînțeles. Da. Ieri când Pintilie vorbea la flash, în același timp Leonard Strizu, deținătorul licenței pro, cel care a condus echipa de pe Banca Tehnică, reprezenta clubul la conferința de presă. Crezi că pentru declarațiile pe care le-a făcut aseară Burkel îl va trimite la comisie? Sau vi se pare că ar fi pasibil de suspendare sau să fie sancționat într-un fel Pintilie?
Cum vi se pare? Evident că este subiectiv că sunteți acolo, dar... Și nu cred că a zis ceva care să lezeze în vreun fel personalitatea debordantă a domnului Burkel. Pentru că Burkel a spus chestiunea asta și a făcut mai mult rău cu acele declarații sau și-a făcut mult rău, ceva de genul ăsta. Deci eu iau ca pe o amenințare. Da, asta înseamnă, asta trebuie ca cei de la comisie să răspundă la, nu ordinele, dar la influența lui Burkel. Vede ce influență are Burkel. Da. Și eu sunt pregătit să compar în fața oricărei comisii, pentru că eu cred că ceea ce spun are substanță, conținut, pot argumenta. Că Burkel nu are dreptul să vorbească despre... De ce ar avea Burkel dreptul să vorbească despre noi, dar noi n-am avea dreptul să vorbim despre el? Păi nu, fiecare are dreptul să vorbească despre fiecare, are problema termenii care sunt folosite. Termenii, și ce a spus? Ce a spus Pitirie? Arestați-vă, a fost o glumă. Ce a spus... Nu, nu s-au părut jignit. S-a părut dur discursul, dar nu... Era nervos omul. Eu am luat un an suspendare pentru că am spus că e mizerie în fotbal românesc. Un an suspendare am luat. Erau alte vremuri. Și dacă totul era curat, normal că ați luat suspendare. Bine, am motivat că lipsește agentul termic și că jucătorii joacă și pe terenul desfundat. Crezi că FCSB va fi dezavantajată de toate discuțiile care vor continua în cazul. Să vedem dacă va fi sau nu suspendat cazul Pintelii. Păi, de la plecarea lui Dică, FCSB funcționează... Corect, un argument. Funcționează, așa e. Nu, am spus destul de bine. Nu, foarte bine. A recuperat foarte mult. Sunt pe locul 3 acolo. Nu văd să aibă probleme. Echipa funcționează, ok, bun. Vis-a-vis de acest joc, am mai spus-o, vin după cantonament, putem acorda multe circunstanțe, primul meci, l-au câștigat, ușor, ușor, se pun la punct cu pregătirea toți, și intră în rim și eu am spus-o, FCSB-ul are un lot foarte valoros. Oricum, acum arată clasa. De unde au plecat și unde au ajuns în momentul de față, să nu uităm că au muncit plecat, foarte mult ca să recupereze acest deficit de puncte și să ajungă în primele trei. Rămâne o pretendentă la lupta pentru câștigarea campionatului cu Farul și cu CFR-ul. Și cu celelalte. Păi, Rapid nu are același număr de puncte. Și Rapid, da, 41. Dacă FCSB e acolo, teoretic și Rapid. Exact. Să zicem, bine, CFR fac egal. Nu, să zicem că s-ar... Da, ok, să zicem că fac egal și înjumătățim punctele. Da. S-ar opri acum. Da. Ar fi 2-3 puncte diferență. Deci. Vom vedea în această seară dacă se va termina... Nu, ziceam așa ca idee. Pozitiv că mai pentru FCSB. Ce înseamnă pozitiv pentru FCSB? Egal? Da. Da sau... Sau nu. Sau victoria Farului. Nu știu, acum nu vreau să... subminez puterea niciunei echipe, dar mie mi-e mai teamă de CFR. Cred că CFR e o echipă puternică, mai ales în play-off. Știu să joace și mă uit la lotul CFR-ului. 3 jucători număr 9 sunt pe bancă. Unul, golgheterul de anul trecut, e în afara lotului pentru că a fost accidentat. Deci ei au 4 jucători, cu 5 cu cel care joacă titular, pe o singură poziție și joacă doar unul. Haideți să vedem echipa CFR-ului, că e interesantă, mă rog, mi-a luat așezarea din foaia de meci, nu înseamnă că așa va arăta ca așezare, pentru că aici Krasniqi apare atacant. Acum nu știu dacă el e atacant sau nu, așa apare pe foaie. Ce știm sigur că cei 3 mijlocași sunt mijlocași. Exact. Și toți zic cam de valențe defensive. Cam același profil. Cam același profil. Sunt 3 absențe, ca să nu-l pun pe Debeliu, care ar fi al 4-lea, da, dintre titular, dar el absentând de multă vreme, nu-l trec acum. Deci Colinger, Camora și Deac. Jucători care s-ar fi aflat în primul 11 dacă n-ar fi avut... Colinger nu se știe dacă s-ar fi aflat în primul 11 pentru că e la balotaj acolo cu Iuri. Deci Burkel e clar titular. Între Iuri și Colinger a fost preferat Iuri și când Colinger era apt. Da, dar ultimul meci a jucat cu Hermann și a jucat Colinger. A luat roșu atunci, nu? Parcă de asta e suspendat. Titularul de bază este Iuri. Cam da. Cam Iuri. Ok. Camora și Deac lipsesc. Acum nu știu cât se va vedea în jocul CFR-ului. Deci Brucici nu mai este, că a fost adus fundat stânga, n-a putut să joace.
Peteleu a venit, probabil că a venit prea târziu, care mai poate să joace fundaș stânga. A și jucat într-un meci amical fundaș stânga. Și Brown, care e fundaș dreapta, care e mijlocaș dreapta mai mult la bază, pentru că el a jucat bandă dreaptă la Botoșani când jucau cu 3. Cu 3. Da? Da. E fundaș stânga. E interesant. Adică e o problemă. Da. Foarte mulți străini în primul 11 al CFR-ului, poate sunt doar 3 români. Îți spun asta pentru că o să vedeți când o să analizăm primul 11 al Farului, pentru că proporția acolo e diametral opusă. L-ascultăm pe Dan Petrescu cu considerații înainte acestui meci cu Farul. Bună seara, domnule Petrescu. Primul meci din 2023 împotriva unui prieten drag, Gheorghe Hagi. Cum vă aștepta să fie acest duel în care puteți să deveniți lideri în Superliga? Seara, da. Un meci cum nu se putea mai greu pentru noi, cred eu. Tot timpul deplasările la Constanța au fost foarte grele. Va fi un meci cu intensitate, sunt convins. Un meci în care echipa care va câștiga va fi pe primul loc. E clar că nu e un meci decisiv. Mai sunt foarte multe meciuri, dar pentru moralul ambelor echipe e un meci important. E o problemă mare pentru noastră că n-ați putut alinia cei mai buni jucători. Iată, Camora suspendat, Deac accidentat, Collinger. Da, nu știu dacă vreodată a fost Deac și Camora absenți în același timp în mandatul meu ca antrenor. Cred că e prima oară. Dar în același timp avem jucători foarte mulți, jucători foarte buni și sper să nu se vadă absența celor doi. Întâlniți astăzi echipa cu cea mai bună ofensivă, ambele echipe au apărare foarte bună, v-ați mulțumit cu un egal astăzi? Bine, la fotbal știi cum e. Pentru mine m-am spus 0-0 e un rezultat foarte bun, indiferent că joci acasă sau în deplasare, pentru că în momentul de față, în momentul acela când faci 0-0 nu greșești nimic. Și dacă nu greșești, înseamnă că adversarul nu-ți dă gol. Am văzut că și cei de la Faru în ultimul timp sunt mult mai buni în apărare, parcă înainte luau mai multe goluri, dar cred că Gica a lucrat foarte mult pe faza defensivă și se vede acest lucru. Dintre cei care au venit acum în pauza asta, doar Krasnic e titular, mai sunt doi pe bancă, Peteleu am văzut că nu e în lot, nu sunt 100% sau cei care sunt pe teren sunt mult mai buni în momentul ăsta ca ei? Nu, niciunul din cei noi nu cred că e pregătit, nici măcar Krasnic, dar pentru încrederea lui am vrut să debuteze, s-a antrenat o săptămână cu noi, numai n-are prea mult, nici nu prea vorbește nici engleză, nici o limbă, dar mi-a plăcut ce am văzut la antrenamente. În schimb, Peteleu nu i-a venit încă cartea verde, Țăru mi se pare în urmă cu pregătirea și Malița la fel. E și un mod de a vă lua revanșa, un sentiment din ăsta de revanșă după înfrângerea din tur? Nu e revanșă, la mine nu vorbim de revanșă. Când joc cu Gică nu e vorba de revanșă. Mulțumim, succes! Vedem și ce a ales Gică Hagi, o alegere interesantă, iarăși pe foaia de meci apare Boli fundaș dreapta, mă că nu văd cum ar... Ba da, cine așa va fi. Cine? Așa va fi. Așa va fi, pe aia nu așa va fi. Așa va fi, practic el înlocuiește pe Sârbu, care a jucat pe poziția aia. Sârbu e rezervă, venind... Sârbu. Poftim? În seara asta e rezervă. Sârbu venind din poziție de mijlocaș central, dar la Gică... De foarte multe ori s-a întâmplat ca un mijlocaș central să devină fundaș dreapta. Gândiți-vă la Benzar. Benzar a jucat tot junioratul și a început jocul la senior mijlocaș central. La echipa națională de juniori, la cei născuți 92, Benzar și cu Cârstocea, care era tot de la Gică, jucau mijlocaș central. Păi și Mladen nu era mijlocaș și l-a trecut și pe el fundaș dreapta? Ba da, ba da. Și Sârbu, pe la fel. Și Sârbu la fel. Asta așa, un 11 destul de echilibrat. Doar, hai să zicem, 4 jucători cu profil mai ofensiv, un pic Grameni acolo, Pitu, Alibec și Luis Munteanu. Dar nu, așezarea nu e asta. Nu, de mult joacă Gică 4-3-1-2, joacă cu doi atacanți, Alibec și Luis Munteanu și cu Pitu în spatele lor. Ce este interesant, dar s-a mai întâmplat, a mai jucat așa după ce a revenit Nedelcu după accidentare, Nedelcu și Băluță sunt practic număr 6 amândoi, sunt închizători. Dar lui Nedelcu i s-a dat un alt rol, joacă Inter. Și chiar a jucat. Poți, eu am crezut că nu va juca acolo, că va schimba sistemul și va juca cu doi. Trebuia să aleagă acolo. Da, față de Băluță, da. Are capacitatea asta să propuseze. Și mai e o chestie. Are nevoie, împotriva CFL-ului, ai nevoie de talie. E greu să joci împotriva CFR-ului să n-ai talie. Iar Băluță și Nedelcu, amândoi stau foarte bine. Și Munteanu și Alibec. Boli, Larie. Da. Ardean nu e... De la mijloc în sus...
Arată da. Bine Faru. Da. Aici în defensivă. Deci Bori fundaș dreapta, apare Artean lângă Larie, nici Artean nu e ok, am mai era jucat. Era Mihai Popescu. Da, da, am jucat acolo. Am mai jucat acolo, dar zic că Artean n-a lipsit la Gică în echipă niciodată. El vine din Închizător de la Timișoara, a jucat Închizător, a jucat Inter, a jucat tot timpul când jucau, nu juca acolo, sau juca în poziția de a lui Băluță, de mijlocaș central, cobora între fundaș și central și participa la construcția. Deci ești familiarizat cu poziția medie în timpul meciului de fundaș central. Da, poți alunece spre un 3-4, dar n-ai în dreapta, n-ai în dreapta. Nu, ai jucătorul de bandă dreapta, de bandă. Dacă Chiche ar putea fi în dreapta, nu aici să transformi. Așa mă gândesc eu văzându-i pe Artean, Larie și Buri, dar n-ai jucătorul de bandă dreapta. Chiar nu ai nici jucătorul de bandă dreapta. Nu ai, că Nedelcu acolo trebuie să fie altul în locul lui Nedelcu. Ok, mulțumesc mult pentru prezență, Mihai Stoica. Mulțumesc, Vio.